Așadar, dragilor, am pornit la treabă și am uitat să dau drumul la camere. Ne-am amintit derivatele la, pe care le-am făcut și aseară. Am ajuns până undeva, parcă până la sinus, la 8. Nu? Derivata constantei 0 al sin x la n, radical în cn din x, așa. Am făcut acum pe cos de x, dar voi n-ați mai văzut, n-am mai înregistrat. Așa, cosinusul, tangenta, și acum suntem la cotangentă. Da? Un cicl. Și egal cu limită. Pentru x tinde la x0. Din. Acum aceeași mitor. Cosinus de x. Cos de x ori. Ori cosinus. Ori. Ori sim, da, ori sinus de x0. Sim de x0. Minus. Minus sinus de x. Așa, cosinus de x0. Ori cos de x0. Totul supra cos de x ori cos de x0, nu, cos de x, cos. Aici ce este? Cos pe sin, aici cos, cos, aici, ah, am obosit. Cotangenta e cos, cos pe sinus, sin de x0, nu? Da. Și aici vine sin, cosinus de x0, cos de x0, supra sinus de x0. Da? Deci cotangenta e cos pe sin. Cos de x supra cos supra sin de x. Deci fiind cotangente de x, e cos de x supra sin de x. Fiind cotangente de x0, este cos de x0 supra sin de x0. Că e în argumentul x0. Și când am adus la cealaltă argumentă, vine cos de x sin de x0 minus sin de x cos de x0. E bine. Da. Totul supra cos de x, totul supra sin de x. Sinus de x ori sinus de x0 supra x minus x0. Și e cam mai departe cu limită pentru x tinde la x0 din ia să vedem ce este aici. Cos sin cos cos sin. Sin cos cos sin. Ar trebui să scot un minus în factor din de aici. Să schimb semnul și să fie minus și plus. Deci să fie sin de x cos de x0 minus, dacă am pus minus în față, schimbă semnul tuturor. Minus cos de x sinus de x0 totul supra x minus x0 pe lângă sin de x ori sinus de x0. Și egal mai departe cu minus limită pentru x tinde la x0 din sin cos cos sin se strânge, am avut-o mai devreme, ca sinusul diferenței. Apare sinus de cos mini, x minus x0, asta toată de sus, am văzut sin de x minus x0, supra x minus x0, pe lângă sin de x, ori sin de x0, hai vorbește, te rog. Și acum, toată asta, că am mai făcut-o, am întâlnit-o, asta face 1. Și ne rămâne minusul de aici. Minus. 1 supra, să și înlocuim. În loc de x, punem x0. X0 sinus de x0. Cosin de x0. 2 sinus. Nu, că nu e adunat. Sinus pătrat de x0. Este sinus pătrat de x0. Așadar, cotangenta derivată face minus 1 pe sin pătrat. În x0, dar în general în x face minus 1 pe sin pătrat de x. Iată că am reușit să găsim și derivata a cea de-a 11-a. Deci la 8 am ajuns, am făcut-o pe 9, 10 și 11. Mai le luăm încă o dată. Constanta derivată e 0. X la n.
derivată. Iese n-o derivată ți-a lui, așa. X-ul și n minus. Și rămâne x-ul, dar nu mai rămâne la n, ci cu unitate mai mică. Da. Radical incident din x derivat face 1 supra indice radicalului. Da. O radicală care are indice, da. Însă x-ul iese la puterea cu o unitate mai mică decât indice, da. La puterea n minus 1. E la x nu suferă. A la x face a la x logaritmul din a, logaritmul din x derivat și face 1 pe x, logaritmul bazat din x derivat face 1 pe x logaritmul din a, sinusul face cos, cosinusul e minus sin, tangenta 1 pe cos pătrat, cotangenta e minus 1 pe sin pătrat. Acestea sunt formulele pe care le-am pus la punct. Mai sunt încă 4 formule ale inverselor, deci ale inverselor funcțiilor respective. Adică să le dăm inversa lui sin e arc sin, a lui cosinus e arc cosinus, da? Arcul, adică a lui tangent e arc tangentă și a lui cotangentă e arc cotangentă. Și anume, le dau pe celelalte 4, sunt un pic mai dificil de demonstrat, că ar trebui să venim la funcții compuse, acolo e o poveste mai complicată. De aceea, pe ăsta 4 le dau eu, 12, arc, sin de x, totul derivat, hai să scriu mai în stânga ca să fie mai vizibil. Deci, arc, sinus de x, totul derivat, face 1 supra radical din 1, minus x pătrat. Arc sinus e 1 supra radical din 1 minus x pătrat. Arc cosinus. Acum le fac cum se întâmplă de fapt profesorii. Dau tabelul ăsta. Arc cosinus de x, totul derivat, face minus 1 supra radical din 1 minus x pătrat. Arc tangentă din x, totul derivat, face 1 supra 1 plus x pătrat. Ele se obțin exact ca cele dinainte, numai că au un grad de dificultate mai mare. Arc cotangentă de x, totul derivat, face minus 1 supra 1 plus x pătrat. Deci la cele 11, 12, 13, 14 și 15. Acestea cam sunt formulele de la derivate și la care mai adăugăm. Fiindcă limita unei sume este suma limitelor, fiindcă constanta este în fața limitei, fiindcă la acestea mai adăugăm și operații cu funcții derivabile. Nu tăm așa. Operații cu funcții derivabile. Adică dacă am f și g derivabile, atunci rezultă că f plus g totul derivat egal cu f derivat ori g egal cu f derivat plus g derivat. Deci derivata unei sume înseamnă fiecare derivată în parte și adunate. 1. 2. C ori F totul derivat egal cu C ori F derivat. Deci constanta este în fața derivatei. 3. F ori G totul derivat este egal cu F derivat ori G. F derivat ori G. Plus f nederivat ori g derivat. Deci prima derivată ori a doua nu, plus prima nederivată ori a doua da. 4. F supra g totul derivat înseamnă f derivat ori g nederivat minus f nederivat ori g derivat supra g pătrat. Astea toate și astea se demonstrează. Deci și asta se demonstrat tot cu limita raportului. Da, da. Dacă e derivată înseamnă limita un raport, da, da. Totul pentru limita raportului.
inclusiv ăsta de aici. Și acum, hai să luăm o funcție, fie funcția f de x, egal cu radical, din x plus 3, da? Din x plus 3, și să facem derivata în punctul 1. Deci mă interesează f derivat în punctul 1. Egal cu cine? Conform definiției, limită, da? Deci, f derivat în punctul 1, f derivat în punctul 1, egal cu limită. Limită pentru x tinde la 1. Da. Din f de x. Da, adică radical din x plus 3, da. Minus, înlocuim pe x cu 1. 2. Minus 2. Minus 2. Totul supra x, x minus x0. Cât e x0? 1. 1. X minus 1. Și acum, hai să vedem cum facem treaba asta. Păi dacă ar fi să înlocuim, vine 0, vine 0 pe 0. Da, deci vine 0 pe 0, 0. Și fiind o limită cu 0 pe 0, conjugată, nu? Conjugată. Deci vine limită. Limită pentru x tinde la 1, 1 din radical din x plus 3 minus 2 pe lângă radical din x plus 3 plus 2. Deci x plus 3 minus 2 pe lângă radical din x plus 3 plus 2, nu? Supra x minus 1 pe lângă radical din x plus 3 plus 2. Și egal cu limita pentru x tinde la 1, din dispare radicalul și vine x plus 3 minus 4. X plus 3 minus 4 supra x minus 1. X minus 1 pe lângă... Putem locui aici? Da, acolo da. Și da, o să dea x minus 1 sus și se va... Simplifica asta cu... toată cu asta, da. Nu? Tot x minus 1 supra. Radical din x, hai să zicem asta. Radical din x plus 3. 3 plus 2. Și face? 1 supra 8. Deci că dacă x 1 cu 3 face 4. 4 radical din 4... Radical 2, din 4 la 4. 2 și cu 2, 4. 4. Deci vine 1 pe 4. Deci în punctul 1, 1 face 1 pe 4. 4. Hai să facem în punctul 2. Deci f derivat în punctul 2. F derivat în 2. Egal cu limită. Egal cu limită pentru x de la 2, de la 2 din f de x, adică radical din x plus 3, da. Minus f de 2, adică radical din 5. Corect. Totul supra x minus 2. X minus 2. Și egal mai departe. Egal cu, dacă locuiești tot 0 pe 0, va fi. Da. Și facem limita pentru x tinde la 2. Tot conjugata. Sigur că da. Și vine radical din x plus 3 minus radical din 5. Totul pe lângă radical din x plus 3 plus radical din 5. Totul supra x minus 2 pe lângă radical din x plus 3 plus radical din 5. Și va fi... x minus 2 e pe jos, nu? Da, x minus 2, x 2 pe lângă radical din x plus 3 plus radical din 5. Și va fi egal cu limita pentru x tinde la 2 din... din? A, dispare radicalul. Așa, și vine x plus 3. X plus 3 minus 5. Da, 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 da. Totul supra, totul supra x minus 2. Minus 2 pe lângă radical din x plus 3 plus radical din 5. Și va fi egal cu sus să vine x minus 2. Cu x minus 2 se simplifică. Se simplifică. Pe lângă... și va fi 1 supra... putem înlocui... da.
și va fi 1 supra radical din 5 plus radical din 5, 2 radical din 5. 2 radical din 5. Vezi? Facem limitele aceleași și găsim răspunsul. Acum o să derivăm după formule, să găsim un rezultat și rezultatul ăla să înlocuim pe x cu 1 și cu 2. Îți devine de același lucru. Am evitat limitele astea. N-am muncit de fiecare dată cu limitele. Pare fi o idee deșteaptă, adică să derivăm după formulele acestea. Nu, se dă o expresie în x și apoi în expresia aceea înlocuim pe x cu, cu 1 sau cu 2. Da. Și trebuie să dea așa ceva. Deci facem derivata în general. Nu mai facem într-un punct în particular. Și după ce o facem, în valoarea derivatei înlocuim pe rând cu punctul acela. Așadar, care e funcția pe care o avem la discuție? F de x egal cu radical din x plus 3. Deci f de x egal cu radical din x plus 3. F derivat de x. Ce este funcția asta? Este un radical. Da. Cu cine este egal radicalul derivat? După formulă, zice 1 supra. Zice și noi. 1 supra. Indicele radical noi. E ordinul 2. Da? Da. 2. 1 supra 2. 2. Radical din x plus 3. Radical din ce 2 rămâne, nu? Da. Din x plus 3. La ce putere îl punem acum? La 2 minus 1. La 2 minus 1. Și rămâne așa. La 1, da? Da. Foarte tare. Deci asta e derivata. Deci derivata face 1 supra 2 radical din x plus 3. Ia să facem f derivat în punctul 1. F derivat în punctul 1 egal cu. Adică înlocuim în derivată pe x cu 1. Facem 1 supra 2 ori radical. Radicalul de ordinul 2 din 1 plus 3 4. Da, 4. 4 la puterea 3. Da. Nu mai pune platea majoră. Da. Și vine 1 supra 2. 2 ori 2, 4. 2 ori 2? 1 pe 4. Da, și e 4. Este extraordinar. Deci nu mai facem limitarea portului să muncim acolo, să ne chinuim. Ci deodată, dacă știi derivata, înlocuiești în derivată pe x, pentru că noi am făcut limitele pentru toate cazurile. Am făcut în general, orice punct. Este spectaculos acum ce se întâmplă. Da, și de exemplu, dacă uit o formulă, fac... Deci, în loc, dacă uiți o formulă, te-a pus să faci limita asta. Da. Limita asta, așa că e de x minus f de x plus 0. Da, dar e muncă multă. Da. Mai bine știi toate formulele, că tu odată și le-ai făcut odată. Și atunci, numai în derivata, după ce înlocuiești, uite, derivata lui funcția acestea radical din x plus 3 este 1 pe 2 radical x plus 3. Da. Și acum, în derivat, înlocuiești pe x cu 1, dacă e 1. Dar dacă faci în 2, hai să faci câte faci de... F derivat în punctul 2 egal cu 1 supra 2 din formulă 2 radical din 2 plus 3 adică 5 5 la 1 la 1 pe 2 radical 5 când arăt? 1 pe 2 radical 5 tare de tot nu mai faci nimic din asta. Deci vezi, este spectaculos. Înainte trebuia să faci limite f de x minus f de x 0 spre x minus 0. Deci nu degeaba le-am făcut formulele astea. Formulele merită ținut în minte strașnic de tot, că altfel e treabă complicată dacă nu le ții minte. Trebuie să muncești cu limita raportului acela de fiecare dată și limitele le duci în cazul 0 pe 0, artificii de calcul, știi formule din urmă. De aceea te concentrezi din clipa asta și oricare, cei care ne privesc, să reținem acest tabel de valori. Că în calcule nu mai facem, pe baza lor, găsim răspunsul și dacă e nevoie într-un punct, locuiește acolo, în derivată, în funcția aceea. Așadar, este într-adevăr un moment tare de tot. Iată să luăm o altă funcție. Ia să zic că îți dau funcția următoare. F de x egal cu x plus 1 supra x minus 1.
Deci el de x egal pe x plus 1 supra x minus 1. Cum facem aici? F de x supra egal pe x plus 1 supra x minus 1. Mă uitam la formulă. A, pe o fracție. A, pe acolo. Da? O fracție. Te uita la o formulă pe acolo. Nu este formulă acolo. Păi... încercăm. Parcă asta ar fi deasupra F-ul. Și asta ar fi G-ul. Și când ai F supra G, înseamnă prima derivată, ori a doua, nu? Dar până acolo să mai facem noi antrenamentul la câteva mai ușurele. Hai să luăm așa. F de X egal cu 5X la a treia plus 2X plus 1. F derivat de X, cât ar face? F derivat de X egal cu... toată asta derivată, zicem, 5X la a treia plus 2X plus 1, totul derivat și egal cu... zice, când avem o adunare sau scădere derivată, înseamnă fiecare derivat. Adică asta locul 3 derivat, asta derivată și 1 derivat. Deci egal cu 5x la 3 a totul derivat plus 2x și plus 1 derivat. Și egal cu 1. Conform unei alte proprietăți. Deci constanta este în față. Adică, uite, loc de c de aici e 5-ul. 5-ul este în față. Și vine 5 ori x la 3 a totul derivat. Uiteți, constanta oriceva înmulțit în x derivat face, constanta este în față și numai f derivat. Deci 5 ori x la a treia totul derivat, plus, dincolo, cine este în față? 2. 2. Ori x derivat. Derivat și 1 derivat. Și 1 derivat, cât este constanta derivat? 0. 0. Plus 0. Și egal cu. Conform unei formule de acolo, iese 3 în față. Prima. Da, da. A doua, pardon. Nu, a doua. Da, da. Deci vine cât? Și vine 5, care este 5, ori, 5, ori 3. Stai. A, da, 5 ori 3. 5 ori 3. Ori x la cât a? Ori x la 2. Corect. Plus 2 ori? Plus 2 ori unde e x-ul derivat. Cât e la 1? La puterea 1. Da, este 1 în față. 1 ori x la puterea cu unitate 1 minus 1. Nu? Da. 1 minus 1 face 0. Și orice număr la putere 0 face 1. Și 2 deci... 2 ori 1, 2. Va face 2. Da. Deci vine egal mai departe cu 15. Uite că e 15, 5 ori 3, 15, 15 x pătrat, plus 2. 2. 15 x pătrat plus 2. Deci, iată, f derivat de x este așa ceva. Să zicem, f derivat de x este egal cu 15 x pătrat plus 2. Cât este f derivat în punctul 1? Derivata în punctul 1, adică locuim pe x cu 1 aici. Da. 15 ori 1. 15. Și cu 2, 17. Cât este derivata? E derivat în punctul minus 1. Păi locuim pe x cu minus 1. Ce? Facem calcul. Păi 15 ori minus 1, minus 15. Mă, dar minus 1 la pătrat. Da, 15. 15 cu tot 17. Tot 17. Hai să știm, să zicem că nu știu să facem așa, să facem pe limita raportului, să vedem munca avem. Hai să facem el derivat în punctul 1, cum am spus mai devreme. Derivata în punctul 1 egal cu limită pentru x tind de la 1 din f de x minus f de 1, nu știi că e așa. Așa. F de 1 supra x minus 1, nu? Da. Egal cu limită pentru x tind de la 1 din 5x la a treia. Așa. 5x la a treia plus 1 plus 2x
plus 1 minus f de în punct. În minus 1. În punctul 1. Da, e punctul 1. 5 ori 1, 5, cu 2, 7 și cu 1, 8. Minus 8. Supra x minus 1. Și egal cu limită. Pentru x din de la 1 din 5 x la 3 plus 2 x minus 7. Corect, minus 7. Supra x minus 1. Supra x minus 1. Și acum ai de treabă de nu te vezi. Trebuie să faci artificii de calcul, trebuie să faci tot felul șmecherii ca să poți simplifica cu x minus 1, știi că asta e la tehnica. Ei, aici ar trebui să-ți amintesc schema lui Horner, care puneam așa niște coeficiențe, în ordine descrescântă, 5 pentru x la 3. Coeficientul x la 3, 5. X la 2 venea 2. Nu, că nu există. 0. Că nu există x la 2. De la x la 3 sari. Dai 2, 0. Apoi 2 pentru x la, pentru x la 2 am pus 0. Pentru x la 1 am pus pe 2. Și pentru x la 0 am pus pe minus 7. Pentru x la 0. Deci se scriu în ordine coeficienții. Și se încearcă divizorii termen liber. Are 7 divizorii. Plus minus 1. Plus minus 1. Plus minus 7 ar veni. Și se procedează așa. Să zicem că încercăm pe minus 1. Minus 1. Se coboară 5. Și minus 1 ori 5 face minus 5. Și cu 0 minus 5. Minus 1 ori minus 5 face plus 5. Se adună cu următorul. Minus 5 plus 2. Nu, plus 5 plus 2 face 7. Minus 1 ori 7 minus 7. Ei se mulțește. Se mulțește, da? Minus 1 ori 7 minus 7. Și cu minus 7 face minus 14. Aici trebuia să dea 0. Deci 0 vreau cheptul. Și cum nu a dat 0, înseamnă că nu a fost bun, nu merge. De aceea încercăm pe 1. Și încercăm pe 1. Iar coboară pe primul. Primul coeficient coboară. Și începem 1 ori 5, 5. Și adună cu, se adună cu următorul. 0. 5 cu 0 face 5. Acum, iar se începe 1 ori 5, 5, cu 2, cu 2 7. 7, se pune de sub, fă și tu, și 1 ori 7, 7, deci cu minus 7 face 0. Și când faci 0, ești fericit. O mers. Asta e bun. Ei, și ar mai trebui să le și pe 7 minus 7, dar acum cu ăștia se formează ceva de gradul 2. Încât? Încât 5x la 3, scrim acum așa, 5x la 3, plus 2x minus 7 se scrie 5 la 3 plus 2x minus 7 se scrie ca fiind egal cu x minus prima rădăcină x minus asta care a mers, cine a mers? 1 x minus 1 pe lângă și cu ăștia 3 coeficienți se formează de gradul 2 5x pătrat 5x pătrat plus 5x, plus 7. Iată că am scris numărătorul ca fiind x minus 1 pe lângă 5x pătrat plus 5x plus 7. Dacă vrei să mulțești, când mulțești, faci calcul, îți va da 5x la 3 plus 2x minus 7. Deci e mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din x minus 1 pe lângă 5x pătrat plus 5x, 5x plus 7, totul supra x minus 1. Și acum și asta e momentul de fericire. Și în rezultat înlocuim pe x cu 1 și va face 5 ori 1, 5 plus 5, 10 plus 17. Plus 7 și face 17. Cât ne-a dat data trecută în punctul 1? 17.
Când a dat MD față în punctul 1? 17. Foarte repede a făcut derivata și în derivata am locuit. Iar limita asta aici, am bâlbuit-o rău de tot, a fost greu aici. Vezi de ce? Dacă știi formulele, deci derivata unei sume, sau în fiecare derivată, constanta este în față, x la 3 a derivat face 3x pătrat, 2x aici, 15x la 2 plus 2, și de parcă am făcut toate limitele, în orice punct, în orice punct. Și numai cât înlocuiești în derivată, pe x-ul cu x0 și știi valoarea derivată în punctul respectiv. Hai să mai facem încă unul, că e cât e 6-ul? 9 și 25. Mai avem un pic, da? Da. Acum înțelegem rostul formulelor. Da. Da? Înțelegem rostul formulelor și să vezi și rostul derivatelor cât de curând. Așa că, în clipa de față, o să luăm funcția, o altă funcție, f de x, egal cu 3x la a patra plus 7x la a doua minus 2x plus 5. Și zicem, f derivat de x egal cu fiecare derivat. Da? Păi 3x la 4 a fost... Așa scriu, 3x la 4 a totul derivat, ca să înțelegi, plus... 3x la 4 a totul derivat, plus 7x la 2 a totul derivat, minus da. 2x totul derivat, plus 5 derivat. Și egal cu... Conform unei proprietăți, 4... Ia să trăim mai întâi în față, hai să luăm așa. 3 ori x la a 4 totul derivat, 3 ori x la a 4 totul derivat, plus iese 7 ori x la a 2, numai x la a 2 derivat, minus 2 ori x derivat, plus constanta derivată? 0. Plus 0. 0, de asta. Și egal cu. Acum, x la n ai formula aceea a doua. A, vine 4. Ori 3 care era 4, 3, 12. X la cât a? X la 3 a. X la 3 a. Plus. Vine 14. Așa. X. La cât a? La 1 a. Ca de unitate, nu? Minus 2. X. Păi x derivat e 1. 2 ori 1, 2. Da? Deci e 1. Pentru că vine 1 minus 1, 0, x la 0 face 1, deci 2. Da. Și asta e derivat. Foarte repede. Când noi acum vrem să învățăm să derivăm pe baza formulelor găsite. Deci cum se derivează asta? Hai să vedem încă o dată. Fiecare derivată, uite cât de repede merge. 4 ori 3, 12, x la a 3, 7 ori 2, 14, x, minus 2 ori 1. Constanta derivată face 0. Da? Hai să vedem asta direct, nu mai luăm așa pe direct. F de x egal cu 9x la 5 minus 3x la 7, 3x la 2, plus 5x minus 1. Deodată, f derivat de x va face egal cu... Trecem 5 ori 9, 45 5x la a patra, da. Minus 6x plus 5, atât. Gata. Gata. Foarte repede, nu? Da, mai repede. Păi da, știm, în urmă, limita raportul acela, acum am derivat, înlocuiești pe x cu ce vrei tu și ai toate limitele, orice punct, a, pentru funcția respectivă. Da? Ia să vedem o altă funcție. F de x egal cu sinus de x minus sin de x minus 3 tangentă de x plus 7. F derivat de x va fi egal cu
derivat e sinus de x derivat va fi cosinus de x. Deci cos de x minus 3 ori 3 ori tangentă de 3 ori 1 supra cosinus de x 1 pe cos pătrat. A cos pătrat de x. Da. Și după e 0 cos. 0. Gata, asta este. Cel mult m-a dus la aceeași numitor, egal cu amplitudine cos pătrat, vine cos care este și cos pătrat, vine cos la 3a de x minus 3, asta e calculul acum, da. Supra cos pătrat de x și terminată derivata funcție acelea. O altă funcție. F de x egal cu logarit în baza, 3 logarit în baza a din x plus plus e la x plus e la x. F derivat de x de sub va fi cum? 1 supra va întâi 3. 3 ori 3 ori 1 supra din logarit natural din a, am zis așa. Hai să zicem din 7. Deci logarit natural din 7 ori x. Da. Dar punem pe x în față, ca să nu se confunde că e argument. Deci x logarit natural din 7 plus rămâne așa. E sigura că nu o să vezi. Plus era x. Da? Hai să vedem altă funcție. Dacă îți dă funcția f de x. Am scris. Este scris, da? Tot. F de x egal cu 5 sinus de x minus 3 cos de x plus logarit natural din x minus 7. Cât va fi f derivat de x? Va fi 5 cosinus de x. Așa, 5 cos de x. Va fi minus sinus, minus 3 sinus. Minus și minus de acolo vine plus 3. Plus 3 sinus. Plus 3 sin de x. Și după logaritmul. 1 supra x. Plus 1 pe x. Așa rămâne. Atunci, constanta derivată face 0, da? Asta este. O altă funcție, f de x, egal cu să zicem f de x egal cu 7 tangente de x minus 3 cotangente de x și plus arc plus 3 arc sin de x. Deci f derivat de x va fi egal cu x egal cu 7 ori 1 supra cosinus pătrat de x. Da. Minus 3 ori minus 1 supra 3 ori plus 3 supra deodată, 3 supra sin pătrat, pătrat de x. Da. Și plus arc sinusul era, ala e acolo pe formula ta. Arc sinusul derivat este 1 pe radica. Arc sinusul 1 supra radical din 1 minus x pătrat. Deci plus 3 ori 1 supra radical din 1 minus x pătrat. Și face așa cum am zis, 7 pe cos pătrat, 7 pe cos pătrat de x, plus 3 pe sinus pătrat de x și plus 3 pe radical din 1 minus x pătrat. Așa, iată că am văzut cum se derivează. Am început să înțelegem de ce sunt importante formulele astea. Deci de ce trebuie să știi tabelul
ca să pot să derivez cu ușurință. Ne vom opri aici în seara asta. Urmează ca tu să înveți formulele acestea, că îți vor fi de mare folos. Le scrii de mai multe ori, da? Le scrii de mai multe ori. Înveți și formulele cele cu derivate suma, de fapt ai suma F, G, F și G, prima, a doua, nu știu ce, la fracție. Da. Deci sunt 15 și regulile cele la derivare și atunci derivăm funcții. Mâine pune filmul, nu? Deci pun filmul în seara asta, cred că le pun. Și mâine seara, cred că e pus, dar până în cursul zilei ajunge. Da. Așadar, dragilor, ne oprim aici. La revedere. Urmează să... intrăm în pauză de weekend și vom continua săptămâna care vine.